una, am revenit înainte de a intra în partea a doua, care este ultima parte, aș vrea să recapitulăm una din idei, anume discutam în prima parte despre faptul că întâlnești un om care a câștigat foarte mulți bani, dar în același timp și-a sacrificat cumva sănătatea și multe lucruri de valoare din viață. Întrebarea care se pune este ce vei face? Vei accepta know-how-ului care va veni la pachet împreună cu sacrificiile și stilul lui de viață sau vei căuta să te întrebi clar dacă ți se potrivește sau nu modul de a gândi, viața lui și felul cum a abordat lucrurile. Cumva noi trebuie să înțelegem că tot ceea ce alegem în viață, cumva trebuie să le potrivim la ceea ce ni se potrivește nouă. Haideți să vorbim puțin despre cum gândești cu oamenii în general. Și anume, spuneam că atunci când un om se uită la corpul cuiva, înainte de a vedea orice, va simți cevaul care iese din acel corp. Poate fi un om înalt sau scund, poate fi un om plinut sau slab. Dacă acel ceva care iese din acel om nu este impactant, atunci deja e o problemă. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni încep să se uite la conținut, nu numai la ambalaj. Și lucrul acesta este specificat în toate poveștile copilării noastre. În Harapal, în poveștile lui Petre Ispirescu. Deci, primul semn pe care îl ai pentru tine se citește pe corpul tău. Nu poți cere altora să te trateze mai bine decât te tratezi tu pe tine. Și un exemplu în relațiile de iubire. Dacă tu nu te respecti pe tine ca persoană, oricât de bună este la suflet persoana cu care ai vrea sau ai o relație, nici acea persoană nu te va putea respecta. Vei vedea că cealaltă persoană începe să întârzie la întâlniri, nu ține promisiunile față de tine, nu ascultă părerile tale, te ridiculizează sau, pur și simplu, te trece cu vederea, te trece pe un plan secund. Și atunci îți pui problema, oare ceilalți sunt răi, sunt lipsiți de suflet, sunt trădători, sunt... Nu. Problema e simplă. Tu ai permis unor astfel de persoane să intre în viața ta. Pentru că, nerespectându-te pe tine, te-ai bucurat la primul semn de atenție pe care l-ai primit de la acele persoane. Pentru că tu nu te respecti, știi că lumea din jur nu îți oferă iubire, validare, atenție, nu îți oferă valoare. Și te mulțumești cu orice primești, la fel ca un câine flămând care primește o bucătură de pâine de la oricare dintre cători. Pentru că nu te respecti, atragi oameni care simt asta și care vor să profite de pe urma ta, să te folosească până când nu mai au nevoie de tine. Ești ca un copil al străzii, ce nu a cunoscut decât viața străzii, lupta sălbatică pentru supraviețuire și nu-și poate imagina că există o altă lume, alte valori, alte sisteme de relaționare. De ce e important să începi să analizezi vinovăția pe care o simți? Și nu e nicio șmecherie să respingi această vinovăție, să fugi de ea, pentru că ea va rămâne cumva acolo și va ieși la iveală ori de câte ori vrei să faci ceva. Și atunci,
ai nevoie să o analizezi, să vezi dacă este reală, dacă nu, și să te deculpabilizezi prin a rezolva problema de care te faci vinovat sau prin a clarifica dacă problema este reală sau nu. Deci, dacă noi nu ne respectăm pe noi, oamenii care se respectă vor sta departe de noi, pentru că ei, în general, au observat că atunci când se apropie de oameni care nu se respectă, acești oameni le aduc numai belele. Pentru că nerespectându-se, se va umili, se va înjosi în fața altor oameni și ei vor zice că acei oameni sunt mai buni decât ei. Și pentru că ori de câte ori ei nu vor primi ceea ce cred că merită, iubire, atenție, beneficii, ei vor găsi întotdeauna un țap ispășitor în afară. Ei vor acuza pe ceilalți că sunt răi, că sunt egoiști, că sunt trădători, că sunt fără inimă. De aceea, viața scoate în evidență că oamenii care au un respect de sine nu stau alături de oamenii care sunt lipsiți de respectul de sine. Oamenii care nu se respectă pe sine au o problemă. Nu reușesc să găsească potrivirea lucrurilor. Și când ei își oferă munca, ori cer prea mult, ori cer prea puțin și ei nu cer ceea ce merită de fapt. Și dacă noi privim la sistemele educaționale actuale, noi vedem că nu acoperă, ca și discipline, această artă a respectului de sine și modul în care ar trebui cultivat respectul de sine. Pentru ca acei oameni care termină aceste sisteme să poată fi ușor manevrabil, să lucreze pe mai nimic multe ore. Întrebarea esențială ar fi: ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar avea respect de sine, dacă toată lumea s-ar aprecia? Această toată lumea, dacă ar fi privită ca și angajată, ar fi o mare problemă pentru cei care angajează muncitori. Nu ar fi rentabil. De aceea, oamenii cu respect de sine refuză să depindă financiar de leafa primită de la o firmă, o instituție, unde nu îi se acordă respectul cuvenit. Oamenii care au respect de sine, ei cer să fie respectați. Abia pe urmă sunt celelalte lucruri pe care le cer. Majoritatea oamenilor cu respect de sine caută permanent soluții pentru a dezvolta abilitățile, pentru a oferi mai multă valoare și pentru a fi de folos celor din jur, astfel încât să poată cere ceea ce li se cuvine în termen social, financiar și legal. Deci, ar trebui să conștientizăm că în orice aspect al vieții, respectul de sine este important. Oamenii se plâng de nefericire. Și nefericirea este de fapt o fundație a lipsei de respect de sine. Și au fost făcute multe, multe studii. S-a observat că oamenii care au un respect de sine bun, sunt oameni care cumpără puțin, strictul necesar sau deloc. Deci cumva, cu cât un om este mai
implicat în a cumpăra, a cumpăra, a cumpăra, a cumpăra, ei încearcă să își vândă acea nefericire interioară. Deci, știind faptul că nefericirea stă la baza lipsei de respect de sine, haideți să vedem cum putem să ne creștem nivelul respectului de sine și cum putem să creștem respectul celor din jurul nostru față de noi. Există o carte extraordinară, Nathaniel Brandon, Cei șase stâlpi ai încrederii în sine. O recomand mereu și mereu și mereu. Și el vorbește despre respectul de sine sănătos, care este foarte bine fundamentat. Șase stâlpi, șase pași, șase elemente pe care noi trebuie să ni le însușim. Primul pas este conștientizarea, adică a te trezi, a observa lucrurile care îți afectează stima de sine. Odată ce le-ai acceptat, acceptarea este al doilea pas, momentul în care noi acceptăm situația, realitatea noastră, este deja un moment în care deja jumătate din drumul vindecării l-am făcut. Când noi acceptăm această realitate și cu bune și cu rele, cu un trecut al nostru bun sau rău, noi deja ne îndreptăm cu pași mari spre următorul pas, și anume spre responsabilitate. Momentul în care declanșăm schimbarea și realizăm că avem doar noi, stă în puterea noastră de a face orice schimbări dorim și în același timp să ne dăm seama că și lipsa de acțiune are consecințele ei. Un mare om de afaceri a spus că marile succese pe care le-a avut în viață nu au fost datorită inteligenței lui, ci au fost datorită faptului că concurența nu s-a mișcat la timp sau nu s-a implicat să facă ceva. Deci, lipsa de acțiune. Al patrulea pas, deci, conștientizare, acceptare, responsabilizare. Al patrulea pas se referă la încrederea în sine. Adică sentimentul că orice ne va arunca viața în cale, orice ne va scoate în întâmpinare, noi vom putea supraviețui și prospera și nimic nu ne va dobori definitiv. Această încredere în sine crește exponențial în momentul în care noi lucrăm la această conectare între noi și Forța Supremă, Dumnezeu. Această legătură a noastră și acest sprijin al nostru va hrăni această încredere în sine. Încrederea în sine va scoate în evidență scopul, adică dacă noi ne-am definit scopul clar, noi ne-am definit mijloacele prin care putem să atingem scopul. Adică vocația, misiunea sau scopurile pe care ni le propunem, scopurile spre care noi ne îndreptăm zilnic. Și apoi apare această integritate. Integritatea este rezultatul fuziunii între realitatea noastră interioară cu realitatea exterioară în raport cu realitatea cosmică, divină, care stă la baza întregii creații. Că noi vorbim de integritate, noi vorbim de sinceritate, da este da, nu este nu,
respectarea cuvântului pe care ni l-am dat nouă și l-am dat celor din jurul nostru. Susținerea principiilor, chiar dacă acestea ne aduc și de servicii. Deci, o bătălie pierdută nu înseamnă un război pierdut. Dar există o filozofie extraordinară care spune că fiecare luptă pierdută îmi aduce o experiență în plus cu care mă îmbogățește. Fiecare luptă câștigată îmi aduce o experiență în plus cu care mă îmbogățește. Că pierd sau câștig, experiența mea crește întotdeauna. Întotdeauna versiunea de astăzi a mea este mai bună decât cea de ieri. Deci, ca să poți să-ți crezi respectul de sine, trebuie să te preocupi de corpul tău, să pui ordine în viața ta, legat de somn, de hrană, mișcare, program, să ieși din zona de confort și să dai deoparte acea indisciplină emoțională. Dacă știi că ești un om care nu te mobilizezi, ca să nu zic leneș, și că nu ai deloc voință, asta înseamnă că accepti că poți schimba lucrul ăsta sau accepti că nu poți schimba lucrul ăsta și atunci dai dovadă de lipsă de respect pentru tine. Fiecare zi îți aduce zilnic, fiecare zi îți aduce de muncă pe toate fronturile. A nu te implica înseamnă a nu accepta să devii mai bun. Dacă noi nu avem un respect de sine și nu cultivăm acest respect de sine, intri într-un cer vicios care te va duce și te va duce în situația în care să te mulțumești cu din ce în ce mai puțin. Mai puțină iubire, mai puțin bani, mai puțin prieteni, mai puțină cunoaștere, mai puțină sănătate. Și lucrul acesta te va aduce în situația în care intrările și ieșirile nu se vor pupa. Și așa apare fenomenul de sărăcie în toate formele ei. Și la nivel psihologic, și material, și spiritual. Dacă cineva ar întreba de pastila magică, ei bine, pastila magică începe cu acea mantră secretă, mișcă-ți fundul de pe canapea. Deci, 1. Ocupă-te de corpul fizic, 2. Asumă-ți responsabilitatea, 3. Propune scopuri rezonabile și urmează-le. Și 4. Odată ce ai simțit că un om își bate joc de tine, îngheață relațiile, retrage-te din zona respectivă, ori îi spui că nu permiți asta ceva, ori pur și simplu nu mai ești acolo ca el să facă miștoul respectiv. Indiferent cine este, că e frate, părinte, coleg, o autoritate, chiar nu contează. Setează-ți spațiu personal în așa fel încât să poți să sizezi clar când el a fost încălcat. Ai întotdeauna drepturi, dreptul de a trăi demn, dreptul la demnitate și ai dreptul de a cere ca aceste lucruri să fie respectate. Și povestea asta întotdeauna începe cu puterea de a zice da sau puterea de a zice nu, fără să te simți vinovat. Și închei cu o frază frumoasă, zice că cel care se respectă pe sine este protejat de orice vine din afară. El poartă o platosă pe care nimic nu o poate străpunge. Henry Waldorf Longfellow. Deci, rezumăm. Ca să câștigi respectul celor din jur, trebuie să susții părerea și să cauți întotdeauna dovezi și argumente.
Nu te lăsa după cum bate vântul în societate. Urmează scopurile și caută să ții la moralitatea ta. Nu îi judeca pe cei din jur, chiar dacă multe lucruri din jur te constrâng. În cele din urmă, fiecare om, cum își externă, așa doarme. Dacă ai promis ceva, du la îndeplinire promisiunea. Păstrează-ți calmul, chiar dacă oamenii pe care trebuia să te bazezi au plecat. Nu bârfi, ascultă și arată-te interesat în mod autentic de omul cu care vorbești. Fii cu toată ființa ta în acea relație, indiferent cât durează. Acceptă critica dacă este oferită în același timp și cu o soluție de a rezolva problema. Recunoaște că ești un om vulnerabil, ai slăbiciuni și lucrul acesta te va apropia de oameni. Dacă ești perfect, nimeni nu vrea să aibă de-a face cu un om perfect. Oferă un pic din ceea ce ai tu și nu te gândi la recompensă. Pune pasiune în tot ceea ce faci și lucrul acesta va face ca stăpânirea de sine, încrederea în sine și stima de sine să rămână cu tine. Încheiem aici, ne vom vedea data viitoare. Numai de bine!